CSU Alba Iulia a obținut la Târgoviște împotriva echipei locale CSM o victorie extrem de prețioasă în lupta pentru locul secund din campionatul Ligii Naționale de Basket Feminin. Fetele antrenate de Miroslav Popov au câștigat la 10 puncte diferență. Tensiunea miza și-au pus amprenta pe evoluția celor două combatante care nu au strălucit la capitolul eficiență. O reflectă rezultatul final al partidei 56-46 în favoarea echipei oaspete pe sferturi 14-12, 8-4, 15-19 și 19-11. Importantă este până la urmă victoria, mai ales că CSU Alba Iulia a câștigat împotriva fostei campioane și în meciul tur de la Alba Iulia. Tot în această etapă s-au înregistrat următoarele rezultate. Danzio Timișoara, ICIM Arad, 49-76. Sepsi Sfântul Gheorghe, CSBT Alexandria 84-45, CSU Brașov, CSM Satu Mare 70-67, CSM Oradea, Phoenix Galați 86-58, CS Nova Vita Târgu Mureș, CSS Craiova 82-61 și Universitatea Cluj-Napoca Rapid București 82-86. În clasament, prima poziție este ocupată de ICIM Arad cu 30 de puncte, pe locul secund CSU Alba Iulia cu 29 de puncte, iar pe locul 3 CSM Târgoviște cu 27 de puncte. CSU Alba Iulia va juca etapa viitoare pe teren propriu în compania formației Rapid București.